Noua lege mai prevede că posesorii de permis auto categoria B, B, C sau C au dreptul să conducă și tractoare. Șoferii cu permis B au voie să conducă tractoare cu masa maximă de 3,5 tone plus remorcă, iar șoferii cu permis C au voie și tractoare mai mari. Toți posesorii de vehicule au interzis de acum înainte să mai circule pe acostamentul drumului, așa numită bandă de urgență. Excepție fac bicicliștii, care pot folosi acostamentul dacă nu dispun de piste special amenajate și nu pun în pericol circulația. Conducătorii de mopede au obligația să circule pe un singur rând pe bandă. De asemenea, mopedele și motoretele de mici dimensiuni nu au voie să folosească trecerile de pietoni. Șoferii și conducătorii de tramvaie mai au de asemenea obligația să folosească luminile de avarie în ordinea opririi, atunci când banda de circulație se blochează pe sensul de mers. Noile modificări introduc interdicția conducătorilor de mopede și alte motorete de mici dimensiuni să transporte pasageri în stare de ebrietate. Aceeași interdicție o au și transportatorii de mărfuri în cazul pasagerilor din cabină. Bicicliștii au și ei câteva noi reguli de circulație. Ei sunt obligați să meargă într-un singur rând pe banda de circulație. Nu au voie să folosească trecerile de pietoni, nu au voie să învețe mersul pe bicicletă pe drumuri intens circulate și sunt obligați să aibă asupra lor un act de identitate.